Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Halo Infinite. Oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit, am pornit acel mega laser de acolo așa și am dezgropat cumva peștera asta de aici și acum trebuie să vedem ce se află în interiorul acestei peșteri. Oameni buni, ce vreau să vă zic acum este că vreau să vă mulțumesc pentru susținerea cu această serie. Inițial aveam ceva dubii că s-ar putea să nu vă placă, dar am văzut foarte multe comentarii și foarte multă pozitivitate pentru seria asta și am zis, bă, chiar mă bucur de treaba asta și chiar sunt curios să vedem cum o să evolueze jocul mai târziu și dacă dorința există, voi face și Master Chief Collection după ce terminăm ăsta de aici. Așa, avem ce să jucăm până, să avem ce să jucăm de fapt până în februarie când apar mai multe jocuri interesante dacă e să o luăm în felul acesta. Desigur, nu uitați că, na, totuși suntem în ultima parte a anului, de acum trebuie să pregătim și topurile și multe video speciale pentru final de an. Așa că fiți cu ochii în patru. Let's go find out. Ia, hai să găsim care este situația. Deci vreau să găsim ceva aici. Aha. Oh, un alt upgrade cred că obținem acum. Ia, hai să vedem. Oh. Mjolnir suit upgrade. Drop-ul. Oh. Nice. Duce, îmi place costumul ăsta. Arată foarte fain. Scan complete. This is Spartan Vedran Makovich. Armor's been offline for 15 days. Cause of death is what? An enhanced energy blade, same as Spartan stone. There's a pattern emerging. Toți sunt asasinați. We're going to find out. Deci toți spartanii ăștia sunt asasinați aparent de ceva energy sword, ca și cum ne-am bătut cu tipul ăla atunci, de avea energy sword. Săracu. Deci e o treabă aici. Și avem acum altă armă, nu? 3, da, avem energy shield-ul așa. Ok, eu vreau tot grapple hook-ul. Grapple hook-ul în Halo mi se pare cea mai tare chestie. Mi-aduce aminte de seriile de Just Cause, unde și acolo era foarte fun să te joci cu grapple hook-ul. Probabil dacă mai țineți minte de seriile Just Cause, că am făcut parcă 3 și 4 pe canal, doamne, sunt așa de fan. Numai că aici e în first person, aici e și mai nebunesc ca și joc. Ok, hai să dăm un zid, dar nu văd momentan. Opa. Aha. Oh, poți să tragi prin scut. Asta e bună. Nice. Place că poți să tragi prin scut totuși. Bă, vreau ciocanul sau vreau să mă ocup gen cu un shield, să folosim ăla, cum se cheamă, să folosim shotgun-ul. Mă, arma e mișto, ciocanul e mișto, dar tind să cred că nu ai șanse foarte mari să te poți băga așa tare în inamici. Ok, avem aici o bucată bombiță, dar hai să ne regenerăm niște ammo. Oh, pare nu am nevoie. Zicem noi unde este trebușoara noastră, de ce să căutăm acel banish care e aici? Ce stop it! Opa! Unde? E jos sau ceva? Dai un pic să pregătim hook-ul. Îți vreau să sărim pe inamic. Iotel. That's the fun. Se pare că mai aveam un joc ceva în stilul ăsta, tot așa first person și cu grapple hook, dar nu mai țin minte. Cred că în Call of Duty era treaba asta, dar ălea nebune. Advanced Warfare sau Black Ops 3 aveai chestiile astea. Da. Dar nu era la fel de distractiv. Dar știu că aveai chestii de astea. Nu mai țin minte exact ce joc, tot așa first person. Aveai un grapple hook și puteai să faci scheme de astea. Chiar îmi scap acum, dar știu că l-am jucat destul de mult și mi-a plăcut. Dar chiar nu-mi vine în cap. Poate voi o să-mi aduceți aminte în comentarii sau ceva. Se pare că ăsta ar trebui să fost mai brutal. Cred că e posibil să fie Bulletstorm, dar nu știu sigur. Dar nu cred că aveai așa de astea să te duci de pe parte pe alta în stilul ăsta nebun. Și să fie și first person. Aia voiam să sublinez neapărat, să fie first person. Dă-te mă de aici. Oh, never mind, s-a dus ăla. Stai că mai e unul aici. Surpriză! Mă, cred că a fost o surpriză pentru el, săracu. Oh. Nice. Noi, atât de satisfăcător când dai o lovitură de asta și se duc de repede. Oh. Can you open it? Of course. If you can magic up a terminal of some kind or find an alternative power source to get this door open. Da, așa, deci eu nu cred că poate face. Oh. Oh, trebuie să luăm asta de aici și să o punem aici. Ah, ok.
Deci aparent ăștia banish n-au reușit să treacă mai departe de aici, asta e interesant. Deci înseamnă că de aici nu o să avem inamici. There we go. Oh, never mind. Mama, trebuie să-i dau alea câteva bucăți. Asta-i tactica de multiplayer, dai câtva să ducă shield-ul și apoi dai one shot cu miliu. Hopa, hopa. Yo, ăsta-i nou? Ăsta-i nou? Ăsta-i un... Oh god. Shit, shit, shit. Nice. Stai un pic. Doamne, cât de fun e asta. Deci, în jur, îmi place atât de tare să dau hook pe ceva și să mă duc după aia să dau o lovitură de asta nebună. Diu. Gata, frate. Mai vreau, nu mai e ceva? Îți dau un pic de scanning să ne uităm. Opa. Oooo, șes cu minte. Oleu, stai așa că e la cam mult aici. Cred că trebuie să dau o grenadă, așa la mișto. Gen două. Oooo, stai că sniperi. Sniper, sniper, sniper unii. Stai un pic, stai un pic. Reload. N-o să nu drăznești. Pleacă-mă de aici. O, mai e unul. Cred că l-am lăsat pe ăla în viață totuși. Stai așa că nu duc bine, nu duc bine, nu duc bine. Hai repede, hai repede, hai repede, încarcă, reload. Another disabled door. I'll say one thing for the banished. When they have an idea, they stick with it. A, banished eu fost ca să nu pot să sar. Să nu trec mai departe, deci ușa era închisă de ei, nu era că nu puteau ei să treacă mai departe, am înțeles eu greșit inițial. Bun. Jesus. Doamne, dar ne-am dus. Bine, am scut-o la deblocat acum, dar parcă nu-mi place așa tare. Nu cu asta? Stai, detach it, detach it, detach it. Aia zic. Mai vreo nou? Mai e, mai e. Am simțit-o. Dar nu-l văd. E, na. Asta e că vreau asta, că nu trebuie arba asta, că e mai practică. Ok, și acum trebuie să deblocăm aici. Pe oare ne trebuie energie? Aaa, trebuie să căutăm niște surse de energie de undeva. Uite acolo, le văd. Nice. Care am găsit sursa de energie destul de repede. Și jup. Și acum cred că cealaltă trebuie să fie fix la fel. Oh, dude, e fix la fel. Oh, dar vin băieții. Vin băieții, vin băieții. Ouleu, să ăștia supărații. Să ăștia mega supărații. Ok, aici mai e cineva, nu mai e. Stai că l-au supărat. Mamă, ce supărat e ăla. Bă, ce supărat e ăsta, mamă. Mie n-au stă în viața mea unde ăsta așa supărat. Opa, bune, a rămas fără muniții? Stai așa, ce era aici? Ce Dumnezeu mai trag în cap și el nu moare? Bă! Mamă, era să mă rup ăsta, ești serios? Lejer. Și mai e încă unul. Bă, ce rezistent era nenorocitul ăsta mic. Îmi place sniperul ăsta, dar parcă l-aș schimba. Ok, și să luăm cealaltă de energie care e aici, de fapt, nu? Asta e. Nu cred că e tot pe partea elaltă. Da, aici era. Eu practic cred că puteam să folosesc asta să trăznesc una direct. Nice. Tururururu. Da, nu e așa? Ce truc magic. Pe aici nu e nimica. Din fericire, pe aici nu e nimica. Bă, dar ce impresionante sunt halele astea așa. Oh, boss fight? Cred că e boss fight în față. Nu știu ce. Oh!
Ce să fate? Ghostul din Destiny. Are aceeași animații. We should help her. Maybe. No, she's correct. I request your assistance. Who are you? What's your name? Ce e mai exact? Monitor of this installation and this is my conservatory. My conservatory. This is not right. Perhaps you would... Oh no. Whoa, what the fuck? Ce-s goblini ăștia ciudați? Aolo! Au luat-o. E pa. E absolut pa. Let's go. Where? Down there. Oh, shit. Mi se pare amuzant că el trebuie să ducă să o ia fizic pe, pe weapon de acolo. Dar cred că e și din cauza că e ca și cum o transferă wireless. No. Dangerous. Oh, inamici noi. No. Potentially dangerous. Ne. See, you can be optimistic. Hey, cine a zis că nu putem fi optimiști, dar asta nu înseamnă neapărat că trebuie să fim optimiști. Nu știu niciodată ce se ascunde în spatele unui roboțel de ăsta așa. Am pe bune nu prea... Nice. I-am tras puțin să vină încoace și am absolut nenorocit. Vino cu-a. Vino cu-a. Uiii! Bonk, bonk. Mai vreo unul? Bonk, bonk. Fuck. Vino mă, coace. Cum ce, ce nervant sunt și ăștia așa ca o fel de armură ciudată. Da, o armură ciudată și există destul de tare. Oh, fuck. Mamă, stai rea că încep să intre în zona de, de îmi provoacă mie durere. Ah, avem și nevoie armă mai capabilă pe aici pe care să... Ok, avem asta. Merge. Mă, am crezut că e Groot. Suna ca și cum mai am Groot. Ce over? Stai așa. Oh, tu? Nice. Credeam că e cineva mai periculos. Suna cu vocea aia super groasă. Am zis că e altcineva, dar nu. Ok, aici trebuie să ajungem. Bonk. Ah, nu mai multe, multe săgeți de astea, așa că dă-mi, dă-mi așa. Prea multă muniție. Ia unde-s mă nebuniștea? Ia uite ea. Bun. Oh, shit! Prinde-o pe aia, bobiță! Mamă, stai așa că nu mă înțeleg prea bine cu ceea ce fac aici. Stai așa că nu e ok. Bun. Place că începe să găsim ammo de la arma asta mai des decât de obicei. Dacă e și din cauza cu cei nemici ne batem și unde ne batem. Oleu. Turbați cu scutul. Dar atât de satisfăcător să te dai slide și să-i prinzi pe unii în aer, să-i trăznești cu o chestie. S-a dus! Mamă ce s-a dus ăla săracu. Unde mă ăsta? Mă ăsta, mamă ce mă trolează ăsta, e serios? Ce mă omega trolează? What's this? Săracul n-a avut nicio șansă, îți luăm și noi asta, zic eu. Luăm Ravager-ul. Să mai știu, parcă trăgea cu rachetă? Nu, no, trăgea cu ăsta așa. Merge. Oh, ce avem aici? Mamă, aș lua ăsta o leacă, sincer. 64, hai că luăm ăsta așa. Ok, și de aici... Oh. Mă gândeam eu că trebuie interacția cu ceva ca să deschidem asta de jos, prea, prea convenabilă. Ok, pare nu contează la ce distanță te arunci, nu știu că ți-a zis că e... Oh! Ok, fuck!
I-am auzit prea târziu și am vrut să dau pe C, să arunc granada și am apăsat pe V ca să dau Billy și mi s-a pus de greșeală. Ok, hai să dăm din nou. Cred acum știm ce vine și cum unde vin. Sper că doar că am vreo granadă, hai că am. Ce bine. Păi, unde te-ai dus? Ai, mă, m-am dus prea aproape de ei și mi-a dat de tech capacă, vera, incredibil. Ok, runda a treia și runda finală, de fapt. Fii atent aici. Bam. Shit. Gata. N-a fost prea frumoasă executată treaba, dar a mers măcar. Oh, no. Ce? Ce e greșit? Oh, dar stai, cu asta pot să fac sniping nebun. Oh, shit. Roboțelul. Sper că e în regulă. Deși oricum trebuie să o salvăm. Mamă, dar îți dă una de saturi. Ce-ți dă să te saturi, nu ca altceva. Ce mai sunt ăștia vie aici? Parent, da, mai sunt vii. Bă, dar am crezut că mai sunt 2-3, dar uite că s-o tonă. Da, bine, cred că am văzut eu într-o altă secțiune a hărții. Oh, God, cineva trage din mine. Trage din mine, trage din spatele meu. Ok. Sau poate că era de fapt, cred că era splash damage. Aulo. Ai, mă, serios? Asta-s cu greutate. Hai că a mers. Măcar că de cât a funcționat ideea. Ia, hai să luăm niște ammo de aici. Avem și muniță pentru asta. Și trebuie să o colesc iarăși. Să ne colăm pe aici. Aoleu, pe bune? Ia să văd cum mă bunezi. Bă, ce fugi ăsta? Te-am prins acum, mai fugi. Doamne, stai că ținte și eu dacă e. Da, asta încoace. Prind-o. A, firar. E un fel de grenade launcher ceva. Stai că ne atacăm cu arma acum când dăm cu asta așa. Mă uita că arma asta se pune ca și melee weapon. Ia. Ok, deci asta e cumva un fel de gardian al inelului ăsta, al Hallow-ului. Asta e o treabă. Harbinger. Opa. Despre ce harbingering vorbim aici? N-am înțeles ce ai zis acolo? Că auzi că deja eram atent în altă parte? Oh! The Endless. Zei ăia pe care îi întâlneam și în Halo 4? Cred că să ia. The Forerunners set this in motion. I am ending it. Oh, wow. Să zile că tante aia nu-i prea distractivă. Nu știu dacă sunt numai viziuni auditive sau nu. Dar cred că e cu cineva de la care nu ne așteptam pe aici. Ok, văd că avem și ceva arme. Avem shotgun, dar nu-mi trebuie. Oh, no, we're too late. Something awful happened here. Plug me in. We'll figure. Dar nu văd ce s-a întâmplat și nici nu pot să mă duc. Așa, mă, doamne, nu mai merge. A dezmembrat-o. Yo, what the hell? I-a dat dezmembrarea.
I want. Alas, Cortana! And my mind has not been changed. This installation's weapons may be yours, but its secrets are not. It's protected, the containment facility in particular. Containment? The Flood? Why would a... You and I both know that there are worse things than the Flood within this ring. Oh? No. There's no way you could know. So you've come for me at last. Why are you doing this, John? John? Why don't you understand? The seal must not be broken. The punished cannot be freed. This can never be negotiated. There is no other choice. Reconsider. The consequences of your request. Back to your conservatory, monitor. Oh, shit, Cortana e nebună. What does that mean? What could be worse than the Flood? Nothing good. Huh. Cine-i John? Find us a way out. Tu zici că sunt mai mulțele din vrășorul din Oz. Oh well. Sa boys? Hai că am ratat, e ok. New weapon. Yo, what? Oh, e laserul ăsta de pe multiplayer. Remember when you said new and dangerous? Mm-hmm. You were right. Da, se referă la mine, cred că. Oh, fuck. Eyes up, chief. More of them. Unde, frate? Oh my god, chiar. This is taking longer than I thought. Oh shit, vine unul mare și supărat. Ah, pe bune, din cauza că era. Oh god. Where are all these skimmers coming from? Is that what we're calling? Oh my god. Wow, am crezut că mi s-a rupt corpul, dar de fapt era doar așezat aiurea, că părea că îți mai picioarele și restul s-a. Oh, iar am arcat prea sus. Arma? Please? Ok. Doamne sfinte. Oh, avem rampă. Remember when you said new and dangerous? Aha. You were right. Oh fuck. Mamă, dar ce mă rupe! Stai așa. Pentru ăștia îmi trebuie așa ceva. Mai și... What the fuck? Doamne, ce crimă! Nu, no, trebuie să folosez repede, imediat aia. Hai că dăm mai jos acum. Aia zic. Și facem așa. E mult mai simplu așa. Da, mult mai ok. Remember when you said new and dangerous? Aha. You were right. Picking up reinforcements coming our way. Okay, reinforcements, got reinforcements. This is taking longer than I thought. Something is taking control of local systems. Oh, fuck off. Dude, nu-i okay. Mamă, deci când vin brutele alea pe tine, n-ai nicio șansă. What the fuck? Ok, trebuie să mă duc în partea aia unde e laserul ăla sau ce-o fi. Mamă, ceva-mi dă super mult damage, ce Dumnezeu. Remember when you said new and dangerous? Aha. Shit. You were right. Aia zic. Eyes up, chief. More of them. Ok, văd. This is taking longer than I thought. Something is taking control of local systems. Okay, du-te că vine ăștia pe mine. Aia zic. Nice. Where are all these skimmers coming from? Is that what we're calling? Așa îi cheamă, skimmeri? Well, I was also considering flying octopus monkeys. Sună bine. Skimmers it is then. Dar nu știu de ce ai zis octopus, adică au mai multe brațe, n-am observat să aibă. Poate chiar au. Ok, mai văd niște inamici, dar nu știu unde, oh, uite-l.
Adunde mai porumbă și tu? Oh shit. Olo. Hai că merge. Mai sunt? Oh, ce e asta? Oh, lastere. I know, the code is being rewritten, altered using a forerunner routine. Hai că e bun ăsta așa. E perfect. E absolut perfect așa. Nice. Chief, enemy reinforcements. Unde? Cine și de ce? A, uite în față, da. Oh, numai... Pe bune? Mamă, n-am ce să iau de aici, e serios? Uf. Jesus. Nu cu acesta. Da, deci aparent trebuie să o iei cumva într-un mod ăsta așa wireless. Pare rău, Robotescu, n-am ce să-ți fac. Wow. Da, câte arme erau aruncate pe acolo, mă mir că nu... Nu am găsit să ne dăm refill la arma asta altă cu laser. Nu asta, cealaltă cu laser continuu. Mă, asta e aia de trebuie să schimbi... A, schimb modul de tragere. Asta e că e secvențe din Halo 5 cu Cortana. Că zicea că era fericită să mă vadă, dar era în același timp speriată și avea probleme sau se simțea îndurerată. Equipment unlock. Mjolnir suit upgrade thrusters. Oh, ok. Și putem da dodge cu dash-ul aturbat. Nu știu cine e. Tot când au trecut 27 de minute. Spartan Theodore Sorel. Oh my god, e Sorinel! Died 13 days ago, like Makovich. The assassin? Brutes. More than one. Whoever they are, they're proficient, well trained. We've got a score to settle. The thrusters. Okay, asta e o treabă. Oh! Oh, arma asta e cumva garbazorul de tot, sau mi se pare mie? Că bine, aia a fost în linie aici, poate ar trebui să dau așa, știi? Bro, what? Nice. Adică e fain efectul de pe ea, nu zic nu, dar e puțin cam degeaba. Ce puțin nu e foarte practică ca și celelalte, ca asta, spre exemplu. Nu-i bai? Dududududum. Bombă în cap. Unde ești tu? Uite taci. Bum. Oh god. Nice. Oh fuck. Hai mă. Oh. Chiar că mai trebuie, eram gata să mai trag. Persistent. Scrap cannon. Did they kill Spartan Sorel? Negative. His killers are still active. Merge, dar nu stau să car asta după mine. Unde te sunt numai aici? Aici. Doamne, am crezut că te sunt sui după platforma aia pe acolo. Oh, asta e platforma. Dude, secundă, ne atenție și deja ratez. Că vă să viniți asta jos, dar mi-a lăsat în casera. Am atât la inamici. No idea. Nu știu. Deci noi acum trebuie să elucidăm misterul din spatele lui Cortana. Ce puțin așa pare să fie. Acum vedem dacă chiar așa o să fie sau nu. Fight slow, die fast. Adică ce, vrei să mor? Ah, nu, vreau să zic că ar trebui să mă mișc mai repede când mă bat. Să nu aștept să se activeze ea. Dar unde ieșim noi veri aici? Că pare că ne-am dus la suprafață rău de tot. Opa! Ce e aici? Oh, ce e asta? Nu zic că o scoatem pe Cortana de aici, că nu cred.
Show yourself. Oh, e Harbingerul. Yo. I know you have been following me. Yo. We are not enemies. Oh! Înseamnă cu ăia, cu Energy Blade-uri. Arbiter, cred că, sau ceva genul ăsta. Despondent Pyre. She has something I require. Oh. Și? Oh, ce-a deblocat? I know of you, Reclaimer. But hear this. You are not the future. You okay, Chief? I'm trying to get the armor unlocked. Try harder. The Forerunner's lies are at an end. I am the harbinger of the truth. The Endless will be found. The fuck? They will ascend. Now would be good. I know, I know. Three. The reformation begins. Two. One. Go! Nu prea înțeleg la ce se referă. Ce înseamnă să n-ai o bază. Ha, bă, Chief, dă-i. Oh, shit. A, mă, ne-am dus, nu glumă. Ne batem, ne batem sau? S-a fost doar așa ca idee să ne scoată din clădire. Cred că e varianta a doua. Eu s-a activat clădirea. Cred că e aia în care am fost, de fapt. Ok. It took too long. You could have been killed. Eh, nu-i treabă. It's okay. You saved us both. Mamă, ce s-a activat, mă, turnul ăsta aici? Spire. That structure. Oh. Yeah. Do you know what it is? Nope. No. N-am absolut nicio idee. Harbinger said the Endless will be found. Maybe they're inside that thing. Oare sunt o nouă rasă de extraterestri sau ceva? Care trăiesc mult? Parcă sunt nesfârșit sau ceva? S-ar putea să fie o chestie de aia clasică ca în filme de science fiction, să fie referință la ideea că acolo sunt păstrați oamenii cu conștiința lor, sunt Endless. Nu știu sigur dacă asta ar putea să fie ideea pe care o abordat-o aici, dar nu m-ar mira. Nice! Chiar dacă n-aș fi crezut că ăsta e un sniper, putem folosi ce-i drept ca un sniper destul de bun. Merge. Merge exact ca un sniper. Ce costă? Bă, păduche. Another one. Mamă, dar ce se adună, mă, toți aici? Bă, dar nu e ok, că se adună toți aici, am plecat. Nu, nu-mi place. Am plecat de aici, că mă, se adună toți după capul meu. Mamă, pe bune. Băi, e culmea, stai așa un pic. Nu mă pricep, se vede că multiplayer-ul să fiu praf la lupte de genul ăsta, e în regulă, e în regulă. Oricum, oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din Halo Infinite. Sper că v-ați plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Data viitoare o să mergem în acel turn și o să vedem ce se află acolo. Pa, pa!